Consilierul județean din partea USR Călăraș Valentin Popa a adus acuzații grave colegilor de partid în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș. Acesta susține că a fost amenințat cu retragerea sprijinului politic dacă nu votează proiectele de hotărâre, așa cum spune colegul său de partid, Costin Mirescu. De asemenea, Popa spune că reprezentanții USR nu i-au permis să plece la Rimini, în Italia, alături de o delegație a Consiliului Județean Călăraș, care va participa în septembrie la o expoziție internațională. Costin Mirescu a declarat că acuzațiile nu sunt fondate, el fiind doar consilier local în cadrul primăriei municipiului Călăraș și membru în BPJ-USR, neavând puterea să traseze consilierilor județeni modul în care vor vota proiectele de hotărâre din Consiliul Județean. Avem 4 voturi și o neparticipare. Tu nu ai participat. Da, și de Pulescu păi, nu participare. Ia spune-mă, de ce te-ai obținut? Te dat o explicație că tu ești o vedetă pentru noi județean. De ce ai votat-o acum? Cum te duci tu la Sogadu și le spui la aia că votezi împotriva dezvoltării județului? Cum vei face tu acum să le dai explicații cetățenilor din localitatea Sogadu? De ce votezi tu împotriva dezvoltării județului? Prefer să tac. Prefer să taci? Bine, mai bine. Păi mă, dar tu aici reprezinți zona Olteniței. Are să vă spun, e foarte simplu. Pentru că am votat niște proiecte care cred că sunt foarte bune pentru județul Călăraș și decât să fiu acum amenințat cu sprijinul, cu ridicarea sprijinului politic, mai bine am avut un cearșaf de mesaje pe grupul de WhatsApp pentru că avem 2-3 băieți care doar știu să comenteze. Ei nu știu ce înseamnă dezvoltarea județului. Îmi pare rău, cred că peste 4 ani nu mai mă vedeți în politică. Deci n-ai de ce să nu fii în politică, dar trebuie cu toții să ne aducem aportul. Noi împreună vom avea respectul cetățenilor, dacă vom vota împotriva proiectelor de dezvoltare. Toată lumea mergea în linie. Și acum ce faceți? Dacă voi votați împotriva noastră să ne lăsați să ne dezvoltăm, exact. Credeți că cetățenii vă apreciază? O să vă justificați votul în fața cetățenilor și o să vedem cum veți face împotriva. Exact. Asta sunt niște discuții care nu și-au luat aici în Consiliul Județean. Și domnul consilier, cred că ar trebui să-și rezolve problemele în partid, nici de cum în Consiliul Județean. Eu ce vreau să vă spun. Deci guvernul în care faceți parte nu mi-a alocat sume. Am găsit. De ce? Pentru că oamenii și-au făcut scandal cu acel pod la mine în localitate, pentru că oamenii mă judecă și eu votez împotriva unui... pentru că să nu fiu judecat mai departe. Deci noi în această... acest proiect de hotărâre, aceste două... Deci invite-vă la hotărâre. Deci nu stăm cu 1,5%, adică... Domnul vicepreședinte, eu nu mă fac cunoscut prin... funcția de consilier de județean, pentru că și mâine pot să plec cu fruntea sus. Am o imagine din 2010, care nu știe treaba lor. Dar te aducea votul pentru... Dacă înseamnă dezvoltare, înseamnă... Știi ce mi s-a spus? Cu plecarea? Vreți să vă spuneți? Eu sunt un reprezentant al fermierilor, domnule, la nivel de țară. Mi s-a spus că mă duc să cântăresc cu Vasile Iliuță Roșii în Italia. Și dacă ar fi așa? Se rușine cu mine? Se rușine cu mine în Italia? Nu, dar nu am uite. Chiar fi rușine cu mine în Italia? Încă o dată vă spun. Aceste discuții trebuie făcute în interiorul USR, nici de cum în Consiliul Județean. Domnul În al doilea rând, domnule președinte, noi ne-am motivat votul. Ne-am motivat, nu putem veni într-o ședință de Consiliu Județean și să găsim două proiecte pe masă și noi să le votăm, ca așa doriți dumneavoastră. Nu ne-am lămurit. Ne-am obținut pentru că nu ne-am lămurit. Probabil că o să treacă 4 ani, dar nu putem veni aici să votăm, că nu suntem în dictatură. Cu drumul județean, Sohatul Apros, care toată lumea se plânge și e un drum foarte bun de, adică de folos pentru foarte mulți cetățeni. Ați făcut, domnule consilier, un proiect de hotărâre pentru drumul ăla și n-a fost aprobat în Consiliul Local? Și dacă fac și vă rog să-l faceți. Păi veniți, îl depuneți și după care discutăm. Dacă nu suntem împotriva bugetului, dar cine a spus că este împotriva bugetului? Asta ați înțeles dumneavoastră? De ce n-am dreptate pe grup când am votat? Ne-am înțeles aici că ni s-au pus niște proiecte. Nu era vorba pentru Vali sau Amelia. Domnule președinte, v-ați atins scopul. Știam întrebarea, știam ce doriți. Liber, filmați.
luați-l, înregistrați-l, puneți-l pe toate cursurile, circul e făcut. 4-5 emisiuni pe săptămână. Da, da, mulțumim, domnule. Da, e un punct de vedere pe care noi trebuie să-l ținem cont de el. Vrem un singur lucru, vrem să vă faceți datorie față de zona de unde proveniți, pentru că dezvoltarea va veni odată cu inițiativele dumneavoastră și cu votul pe care dumneavoastră îl dați în Consiliul Județean. Domnul președinte, și apropo, eu când am depus jurământul, vă rog frumos să derulați caseta sau la televiziune care au fost aici prezent. Eu am depus cu mâna pe Biblie. Da, mulțumim, mulțumim. Domnule Mirescu, cum comentați faptul că ați fost acuzat de un coleg de partid al dumneavoastră că trasați modul în care consilierii județeni să voteze proiectele de hotărâre? Este o minciună, este o invenție. De multe ori nici măcar nu știu care este ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Județean, cu atât mai puțin conținutul proiectelor de hotărâre. Sigur că mai discut cu colegii atunci când mi se pare că ar fi ceva foarte important sau unde aș putea să aduc ceva nou în analiza proiectelor de hotărâre. Dar din cele 6 luni de când suntem noi prin Consiliul Județean și sau 9 luni de când suntem noi în Consiliul Județean și în Consiliul Local, nu mi-aduc aminte decât de o singură speță în care am fost sunat de colegi să îmi dau cu părerea asupra unui proiect de hotărâre, dar asta doar pentru că un proiect de hotărâre similar era și la Consiliul Local și am vrut să ne organizăm, să ne armonizăm votul. Atâta tot. În ceea ce privește colegul care a făcut afirmațiile astea, probabil că e supărat pentru faptul că eu am insistat ca Biroul Județean al USR Călăraș să dea o decizie prin care consilierilor locali și județenii ai USR Călăraș să le fie interzisă participarea la deplasări în țară sau în străinătate și primirea de cadouri din bani publici atâta timp cât deplasările nu au legătură cu activitatea lor de consilier. Un târg agricol nu are legătură cu activitatea de consilier a colegului nostru. Într-adevăr, colegul dumneavoastră a punctat și acest aspect, a spus că li s-a interzis participarea la această deplasare la Rimini pe care consilierii județeni o vor face. Un alt punct a fost, din câte am înțeles, a fost amenințat că îi se retrage sprijinul politic dacă nu votează așa cum primește directivă înainte de ședință. Eu nu știu ce directive se dau la USR înainte de ședință. Colegii mei, consilieri județeni, sigur că au ședințe de grup înainte de fiecare ședință, pentru că noi nu suntem acolo pe persoană fizică. Noi nu suntem consilieri județeni sau consilieri locali pe persoană fizică. Noi reprezentăm USR și USR, la rândul său, reprezintă electoratul care ne-a trimis acolo. Sigur că nu putem să votăm după bunul plac sau după propriul interes. Trebuie să punem în balanță toate argumentele și să votăm informat, să votăm corect pentru cetățeni și mai ales să votăm ca un grup.